Asta să facem pâine cu spanac și cu sfeclă roșie. Un bolnic, o să punem făină, cam 2 linguri de făină. O să punem drojdia, 2 grame de drojdie. Nu mai mult. Puțin zahăr. Și o lingură, două, trei de apă. Amestecăm. Și o să lăsăm la crescut până își dublează volumul. Și facem aluatul la alb. Avem nevoie de 250 de grame de făină. O să punem la mijloc drojdia crescută. O să avem nevoie de o linguriță mică de sare, de apă, 150 de ml de apă și amestecăm. Și la sfârșit adăugăm un bol. Aluatul este aproape gata, cel alb. Urmează să facem aluatul cu spanac și la urmă cel cu sfeclă roșie. Aluatul este destul de mare. Punem 200 de grame de făină, drojdia crescută. Spanacul. Avem 210-220 grame de făină. Deci, în total, o să avem o pâinică de 650-700 grame. Acum adăugăm și uleiul. Puțin câte puțin. Este moale, așa trebuie să fie consistență. Îl dăm deoparte. 200 de grame de făină. Punem drojdia. Linguriță de sare. Sfeclă roșie. O cumpăr gata, gata fiartă. Folată în mixer. Thank you.
Este mort. Pe te șuvițe și până peste apă. După ce ne-am așezat, putem răsuci, putem tăia și împleti. Ia uitați, eu dacă răsucesc, o să-mi vină așa plinica. Să-i dăm așa o formă. O dăm la cuptor. Punem o tavă cu apă de desubt ca să formăm abur și o lăsăm 30-40 de minute. Încercăm cu scobitoarea. Și rezultatul o să fie ceva de genul acesta. O lăsăm la crescut. O lăsăm la crescut mai întâi. Și rezultatul este așa. Pâinică. Este moale, ufoasă și foarte, foarte bună. Eu sper să vă placă rețeta. Să vă arăt. Bufoasă, bufoasă, moale, moale. Un aperitiv pentru copii, cei care nu mănâncă spanacul. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept data viitoare. O zi bună tuturor! La revedere!